bun găsit la prima ediție live a unei producții video Recorder. Eu sunt Anca Simina și mă bucur să-l salut aici pe domnul Cristian Tudor Popescu, scriitor și gazetar. Bine ați venit la Recorder, domnule Popescu, să punem lucrurile cap la cap. Mă bucur să fiu în spațiul ăsta, de aici, de la voi. Nu de la voi, de la dumneavoastră, pentru că în ciuda faptului că ne cunoaștem de atâția ani, nu o să fim la pertu, cum se spune, din punctul meu de vedere. Iar îmi faceți asta fără avertisment. Da, pentru că și la Europa FM, nu? Vă amintiți că nu eram în situația asta. De ce? Pentru că aici, în ringul ăsta video, audio, video, în care mi-am petrecut aproape 30 de ani în viață, n-am mamă, n-am tată, n-am făptura adorată. Deci da, mă aici, la să fie un ring, nu? Da, aici am avut probleme din punctul ăsta de vedere cu partenerii mei de-a lungul timpului, că am făcut multe emisiuni în doi. Și bine, dar de ce? Dom'le, aici, în ring, e altceva de... După aia, sigur, suntem prieteni, mergem la o bere, nici o problemă. Dar aici, doamnă Simina, mă bucur totuși că sunt în acest spațiu, un spațiu bun. Îmi place, le spuneam și domnilor care realizează regia de emisie a acestei emisiuni, că e un spațiu bun, lumina e bună, aerul e bun. Deci, începutul e bun, mă simt bine. Peste noi nu sunt atât de bune, dar le-am reglat și pe astea. Domnule Popescu, dați-mi voie să nu mă sperii dacă începem așa, în termenii oficiali ai relației noastre, dar să le dăm totuși celor care ne urmăresc și le mulțumim că ne urmăresc încă de la prima ediție, câteva explicații de ce facem cap la cap împreună și de ce tocmai la Recorder. Revenirea dumneavoastră sau anunțul revenirii dumneavoastră pe ecrane a fost primit cu mult entuziasm, trebuie să vă mărturisesc, nu știu dacă ați văzut mesajele, dar au fost multe și nerăbdarea mare. Dar unii dintre ei, deși ne-am închipuit că vor intui, ne-au întrebat de ce la Recorder? Da. Pentru că am primit o serie de oferte după ce am ieșit din spațiul televiziunii acum un an și jumătate, am primit multe oferte și de la televiziuni și din spațiul video de pe net, să spunem. Am primit și de la Recorder, de la Recorder acum. Dintre toate aceste oferte m-am oprit la Recorder. De ce? Pentru că îi cunosc pe Mihai Voinea și pe Cristian Delcea de vreo 10 ani, cred. Am făcut interviuri, materiale împreună de-a lungul timpului. Cred că înainte chiar de a exista Recorder. Uh-huh. Și consider că sunt printre ultimii jurnaliști onești, profesioniști din această, mă rog, entitate care încă se mai numește presă. Vedeți că nu folosesc cuvinte așa. Asta mă face, faptul m-a făcut să aleg această ofertă, faptul că am încredere în probitatea profesională a celor de la Recorder și faptul că nu există aici un patron. Nu există un mogul în există clipa publicul de față. Da. Și publicul este un patron crud și dur, e foarte greu, știu, dar în același timp este singurul care te poate ajuta să supraviețuiești în mod cinstit. Eu datorez asta publicului de-a lungul întregii mele, nu spun cariere, prezențe în presă. N-am avut alt sprijinitor decât publicul. Da? Eu am fost, în general, singur în povestea asta cu presa și din diversele situații critice în care m-am aflat,
cel care m-a salvat întotdeauna a fost publicul. Adică n-au avut ce să-mi facă cei care voiau să-mi facă, pentru că publicul a fost de partea mea. Asta e tot. Deci faptul că numai publicul este patronul Recorder este iarăși un element decisiv în această alegere. Să pun eu un dram de speranță aici, că ați spus aproape presă sau cât mai e din presă. Cât există public, va exista cu siguranță și presă sau formă onestă a ei, trebuie să existe. Cu gândul la acest public și cu respect pentru public, să anunțăm totuși că nu vom fi aici nici seară de seară, nici marți de marți, nici nu vom respecta rigorile emisiunilor de televiziune care se lungesc pe parcursul unei ore și punct. Vom vorbi cât e nevoie, despre ce e nevoie și când e nevoie. Așadar, ne vom întâlni la ora 8, anunțându-vă cu câteva ore înainte sau cu o zi înainte că ne vedem aici, pe canalul de YouTube al Recorder, dar nu săptămână de săptămână neapărat sau în aceeași zi. Deci nu vom avea respectivă o regularitate. Și eu am cerut lucrul acesta și ați fost atât de înțelegători încât să-l acceptați. De ce l-am cerut? Pentru că există un blestem originar în meseria asta numită presă. Momentul în care, prin secolul XVIII, cineva, până atunci, presa se făcea așa, se adunau niște știri, se stătea și o săptămână până când se adunau niște știri și, pe urmă, se scoteau niște foi. Niște foi. La început a fost chiar o gazetino. Gazetino, vezi de unde vine denumirea de gazetar? Gazetino era o monedă. O monedă italiană care, la Veneția, mi se pare, atât costa foaia respectivă pe care mai scria știrile din cetate de acolo. Și de la monedă s-a extins la foaie, gazetă și la meserie, gazetar. Altfel spus, gazetarul e cel care merită bănuțul? Care trebuie să-și merite bănuțul. Asta am avut totdeauna în minte când lucram la un ziar. Mă gândeam întotdeauna și le spuneam și celor mai tineri cu care lucram, băi, trebuie să vă gândiți întotdeauna că omul ăla trebuie să dea 5 lei, trebuie să dea 1 leu, trebuie să dea 2 lei, cât era atunci. Cu banii aia poate să-și ia niște lapte, niște pâine, o bere și o să-i dea pe ziar. Trebuie să faci în așa fel încât omul ăla să dea banii pe ziar, să merite această cheltuială. Dar în secolul XVIII, într-o zi, s-a schimbat totul. Cineva a spus, pentru că viața se accelera, a spus, domne, dar de ce trebuie să așteptăm noi să se strângă știri? Să scoatem un ziar în fiecare zi, de unde și daily, de unde și ziar, în fiecare zi. Adică ai n-ai mingea, tragi la poartă. De unde și să facem știri, nu neapărat să le așteptăm. Să le facem noi, să le producem. Și asta este condiția cea mai teribilă a presei, m-am lovit de ea de multe ori, în care ai zile ale câinilor striviți, cum se numesc ele, adică n-ai altă știre decât că o trăsură, asta e tot din secolul XIX, o trăsură a călcat un câine. Și o dai pe aia, că alta n-ai ce să faci. Da? Zile seci, din punct de vedere al știrilor, că asta e marfa presei, nu poți să trăiești fără aia, aici nu poți să vii să faci sinteze academice. Da? Că nu te ascultă nimeni și nu te citește nimeni. Trebuie să vii cu știrile la zi. E, și dacă n-ai, atunci, cum spuneam, trebuie să sugi din pix. Să faci ceva totuși, pentru că ziarul trebuie să apară, pentru că emisiunea trebuie să se țină în ziua respectivă. Și au fost destule situații în care, asta e mult mai rău decât să te afli, pentru mine, decât să te afli în fluxul, iarăși, strivitor al unui eveniment, gen, eu știu, 9-11 în 2001. Atunci trebuie să încerci să selectezi din puhoiul ăla de știri care vin peste tine. E, seceta însă e mult mai groaznică. Acum, la vârsta asta, doamnă Simina, nu mai vreau așa ceva. Nu mai vreau să sub nimic din pix. Vreau să revenim la modalitatea aia de acum 300 de ani, când sunt știri, atunci comentăm, nu sunt știri, păstrăm tăcere.
Suntem însă zilele acestea într-unul dintre momentele de care ați amintit, un fel de 9-11. Avem un război în toată regulă în Israel și în Gaza, un război care ne bulversează și pe care foarte puțini reușim sau reușesc să-l înțeleagă. Și zilele acestea a venit un semnal chiar puternic din partea președintelui american, care și-a anunțat vizita acolo pentru mâine. Anunțul a fost făcut inițial de secretarul de stat american Blinken, care ne-a spus că Joe Biden va fi mâine la Tel Aviv, tocmai pentru că fierbe nu doar regiunea, fierbe lumea. E un moment de cotitură pentru întreaga lume. E un fel de a vorbi de fapt sau de a încerca să dezamorseze tensiunea de acolo și să descurajeze Iranul prezența lui Joe Biden la Tel Aviv? Sau o vedeți ca pe o prezență liniștitoare în vreun fel sau dimpotrivă? Să o luăm pe rând. Acum e război. Acum e război. Pe 7 octombrie n-a fost niciun război. A fost masa. A fost un asasinat în masă acolo. N-a fost război, ăla n-a fost război. Deci ei au intrat acolo, n-au avut uniforme, nu erau trupe regulate și nu au intrat acolo ca să se bată cu trupele israeliene. Au intrat acolo ca să omoare civili și să-i răpească. Da? Deci a fost un act de o lașitate și de o cruzime cum este cel mai grav și ca număr cel mai mare act de terorism din istoria mondială a terorismului. Da? Având în vedere victimele care se acumulează în clipa de față a acelui act terorist. Acum este un război din partea israeliană, care vine cu trupe și folosește mijloace militare. Din partea Hamas nu este un război. Pentru că un război are sens atâta vreme cât se confruntă două puteri. Război înseamnă totuși confruntarea a două entități, a două puteri. În această confruntare urmăresc obiective strategice. Deci un război presupune vreau să cuceresc o zonă din țara ta, vreau să obțin, eu știu, vreau să jefuiesc bogățiile țării tale, vreau să obțin resursele, sau vreau, dimpotrivă, să fac un cap de pod spre o altă zonă din lume. Deci sunt niște obiective strategice. Aici Hamas nu are nici un obiectiv în afară de a extermina poporul israelian și a distruge statul Israel. În condițiile astea nu sunt posibile nici nu sunt de luat în considerare noțiunile de negocieri de pace, armistițiu, încetarea focului. Astea sunt tipice războiului, care este o formă totuși, sigur că da, înspăimântătoare, dar o formă regulată de confruntare cu niște reguli. Ăștia nu respectă niciun fel de reguli. Ce să negociezi, că am tot auzit, negocieri de pace. Ce să negociezi cu ăștia, cu Hamas? Când ei spun, dom'le, noi vrem să exterminăm israelienii. Ei își dau seama în clipa de față că nu pot să cucerească statul Israel, da? Au început această operațiune nu pentru a învinge armata israeliană, nu pentru a cuceri statul Israel pentru palestinieni, nu! Nu l-au început nici măcar pentru a elibera Gaza, pentru că asta e un nonsens. L-am auzit în Europa strigat de mii, de zeci de mii de oameni, o beznă a minții. Free Palestine! Free Palestine! Da? Din Franța până în Italia și mai departe. Sunt cei care se solidarizează până la urmă cu civilii. Păi se solidarizează prostește! Cum Free Palestine? Păi ce Palestina, adică Gaza în cazul de față? Cisjordania e altceva. Da, despre Gaza vorbim. O identificăm cu Palestina. Este ocupată de Israel? Ca să Free Palestine? De cine să o eliberezi? Israelul a plecat de acolo cu arme și bagaje și a luat armata, administrația și a luat tot în 2006. A plecat de acolo.
Gaza este, dacă e vorba să fie eliberată, ea trebuie să fie eliberată de sub stăpânirea totalitară, crudă, a Hamas. Hamas stăpânește acolo. Blocada, că se spune că e o închisoare în aer liber, o imensă închisoare în aer liber. Păi de ce este așa? Pentru că Israelul blochează naval, blochează spațiu, controlează spațiul aerian, naval și granițele, nu deschide granițele. Decât, o să vă spun imediat cum, le deschide, așa. De ce această blocadă? Păi tocmai pentru că în 2006 Hamas a câștigat cu 80% alegerile din fâșia Gaza. Și Hamas și-a declarat tot ce am spus eu acum de la bun început. Noi vrem să exterminăm poporul evreu. Ar trebui totuși să explicăm. Și atunci ce să facă Israelul? Bineînțeles că a blocat acolo pentru că ăștia ce au făcut acum au mai făcut la scară mai mică de nu știu câte ori în toți acești ani. Au atacat Israelul sistematic cu acest singur obiectiv care n-are treabă cu războiul. Acela de a omorî pur și simplu evrei. Și pentru a-și dovedi forța în fața altor grupări militare de acest tip, dar ar trebui poate să explicăm pentru cei care n-au stat să urmărească în ultimele decenii cine e Hamas și cum s-a construit această forță, pot spune forță acolo. Ar trebui să explicăm că e vorba de o grupare care a pornit de la cele mai simpatice premise ale carității la vremea respectivă în anii 80, că ușor, ușor a alunecat spre o grupare politică inevitabil, care a câștigat apoi alegerile acolo, că este finanțată și de guverne, dacă ne gândim la guvernul din Iran și la cel din Qatar și acum, iată, sunt informații că și guvernul Coreei de Nord pune umărul la finanțarea acestei grupări și că acum e la putere în Gaza, dar iată, dorește probabil să-și afirme supremația în fața celorlalte grupări, arătând inclusiv în jocul ăsta de putere că, iată, pot lua ostatici israelieni ca să ceară la schimb palestinienii care sunt prizonieri în Israel în continuare. Palestinieni care, odată eliberați, 6.000 au cerut, odată eliberați să ucidă alți evrei. Pentru că asta este scopul. De-aia se cere eliberarea lor. Ăia nu sunt niște ostatici așa cum sunt cei luați de ei de la evrei, care sunt, ați văzut, niște tineri, copii, bătrâni, femei, civili, fără... Ăia sunt niște ucigași ai Hamas care au fost prinși și băgați în pușcărie și care acum trebuie scoși ca să poată să ucidă din nou. Asta este ce dorește Hamasul. Dar vă spuneam că nu e blocadă, n-a fost niciodată o blocadă totală acolo Israelului. Ani de zile această fâșie Gaza a trăit cu energia electrică, apa, combustibilii și alimentele trimise din Israel. Din Israel. Cei din Gaza, palestinieni din Gaza, primeau, bineînțeles, nu cei din Hamas, civilii simpli primeau, unii dintre ei, destui, în perioadele de relativă acalmie, pasuri, din astea permise ca să intre peste graniță în Israel, să muncească și să se întoarcă seara cu sarsanalele, cu mâncare la familie în Gaza, unde nu există industrie, unde nu există agricultură, unde nu există nici măcar o autostradă, unde nu există nimic sub stăpânirea Hamas. Deci iată acest paradox. Când am fost în zonă atunci, m-am lovit și eu de el, nu venea să cred. Pe bine, domne, ăștia care vor să extermine evreii, trăiesc în bună măsură fiind alimentați de, spuneam, Gaza e un bolnav uriaș care este alimentat cu țevi de la aparate din Israel și, bineînțeles, de la Uniunea Europeană cu... E firesc în același timp, acolo unde sunt civili și sub dezvoltare, să existe țări care să sprijine o minimă dezvoltare. Numai așa poți încuraja democrația într-o bună zi. Altfel nu putem niciunii să scăpăm de grupări militare radicale sau de partide toxice aflate la guvernare pentru că au preluat puterea într-un mod poate discutabil. Dar marea teamă a acestor zile este legată și de Hezbollah, de
ceea ce se întâmplă la granița cu Libanul, Hezbollah fiind de această dată iarăși o grupare militară, dar susținută puternic de Iran. Iran care, prin vocea oficialilor deja, a anunțat o mutare preventivă. Nu se știe exact ce se ascunde în spatele acestei amenințări. Deocamdată sunt vorbe. E un război al vorbelor, al declarat. Fiecare încearcă să ia prin planul de imagine. Dar Hezbollah înseamnă tocmai ce v-am spus eu, că nu înseamnă Hamas. Hezbollah înseamnă război. Da? Când se ciocnește Israelul cu Hezbollah, ăla este război. Ăia sunt organizați, militarizați, trupe, au cu totul alt nivel logistic, armament sofisticat și așa mai departe și practic înseamnă război între Israel și Iran. Hezbollah egal Iran. Nu face nicio mișcare Hezbollahul decât dacă îi dictează Teheran. Deci, din acel moment, când am avea o confruntare directă, avem un război între Iran și Israel, ceea ce înseamnă cu totul altceva decât este acum între Israel și Hamas. Se prefigurează asta? Nu cred. Nu cred că Iranul își va asuma așa ceva. Nu cred. Pentru că are o susținere în zonă, este Hezbollahul în Liban, care a controlat Libanul și politic până anul trecut, dar a pierdut alegerile acolo. Și acum îl controlează, fiind foarte puternici militar, dar nu sunt chiar, cum să spun, atotstăpânitori acolo. Mai este Siria, care iarăși este o unealtă a Iranului acolo, dar Siria este foarte mult slăbită de toate războaiele prin care a trecut, în primul rând cel civil. În momentul de față e o forță militară modestă, Siria. Are Bashar al-Assad, are problemele lui acum. E greu să fie o forță care să conteze. Și în afară de astea sunt țările sunite din jur, care sunt cu armate mari, cum este Egiptul, cum este Arabia Saudită, mă rog, Arabia Saudită nu e din punct de vedere militar semnificativă, este din punct de vedere economic, financiar. Este Iordania, dar aceste țări nu mor de amor pentru Iran. Da? Și tocmai cu aceste țări se încearcă zilele astea o intrare în dialog. Și în turul ăsta politic s-a inserat, iată astăzi, și Marcel Ciolacu, premierul României. Era anunțată inițial vizita lui Olaf Scholz ca fiind primul prim-ministru care să ajungă acolo. S-a întâmplat să aterizeze mai bine avionul lui Marcel Ciolacu, dar dincolo de bâlbele și de potignelile premierului României în tot acest răgaz pe care l-a avut acolo, e mai puțin relevantă figura lui. E important să înțelegem dacă... Nu am văzut nicio bâlbă, doamnă Simina. S-a potignit de câteva ori. A fost fluid. Fluid. Era mai fluidă conversația traducătorului cu Netanyahu decât a premierului. Sau mai degrabă a fost betonat, pentru că a vorbit cu prefabricate. Așa. Da, de beton celular autoclavizat. N-a reușit să spună palestinieni, dar poate e doar o chestiune de emoții. Măi, asta problema. Problema este în ce limbă a vorbit domnul. În română. O fi bine? Păi o fi bine? În ce limbă a vorbit domnul Netanyahu? În engleză. În engleză. N-a vorbit în ebraică. A vorbit în engleză. Dacă domnul Netanyahu găsea de cuvință să vorbească în ebraică, atunci era firesc ca domnul să răspundă domnul Ciolacu în română. Da? Îți vorbești limba fiecărei țări cu traducător. Dar când domnul Netanyahu alege să vorbească în engleză, pentru că a văzut în această întâlnire, nu? Care e una dintre, e prima, cu un lider din Uniunea Europeană, e adevărat? Dintre liderii Uniunii Europene, în sensul șefilor de stat și de guvern, da, ar fi fost prima. Deci e România, care înseamnă UE și NATO, nu înseamnă Ciolacu și nu înseamnă nici măcar România. Înseamnă UE și NATO. Deci a venit domnul Ciolacu acolo, dacă ar fi vorbit în ebraică, era în română în regulă. A vorbit în engleză, adică s-a adresat întregii lumi. Era și în principal... Lumii libere. Lumii libere, Uniunii Europene, Statelor Unite, cui mai vreți, Australiei și așa mai departe. Deci domnul Ciolacu ar fi trebuit obligatoriu să vorbească engleză
în momentul în care premierul Netanyahu vorbea în engleză. Nu s-a putut. Nu s-a putut, mai bine că nu s-a putut, pentru că ar fi fost o catastrofă umanitară cu o singură persoană catastrofată, și anume domnul Ciolacu. El a oferit ceva mai mult, domnul Ciolacu a oferit ceva mai mult decât doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă i-a oferit tot domnului Netanyahu, poate vă mai amintiți convorbirea, în care domnul Netanyahu tot așa a spus niște chestii în engleză, după care doamna Dăncilă a spus he-he, 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 și a rămas. Domnul, avem însă un progres semnificativ din punct de vedere politico-lingvistic la domnul Ciolacu, care a spus Mr. Prime Minister. După Mr. Prime Minister, care vedeți că și rimează, după aia a dat-o pe românește. Pe România de Buzău. Pe românească de Buzău. Așa. Ceea ce nu ar fi trebuit să facă. Și ce a spus acum, dacă trecem la conținut. Deci te duce acolo să debitezi prefabricatele astea. N-a reținut nimeni nimic din tot ce a spus. A citit de pe foaie. Nu ar fi trebuit să facă asta. Tot ce a spus putea să fie transmis pentru un comunicat de la București. Nu era nevoie să ducă, domnule, până în Israel pentru treaba asta. Dacă tot te-ai dus acolo, atunci trebuia să vorbești liber, să vorbești, deci nu cu foaie de hârtie să citești de pe foaie, să vorbești liber și să încerci să ții un discurs, hai să folosesc o expresie care nu-mi place deloc, puneți ghilimele, dar o să înțelegem, de suflet, da? Cum se spunea pe vremuri, e o manifestare de suflet. Trebuia să aibă un discurs emoțional adresat israelienilor, adresat românilor din Israel, adresat palestinienilor, un discurs care să bazeze pe niște idei emoționale, dacă le pot spune așa, dacă tot te-ai dus acolo în viu. A ținut chestia asta o dare de seamă de asta, aghiasmă, apă sfințită, nici nu face rău, nici nu face bine, dar absolut inutilă. S-a adresat domnul Ciolacu românilor de acasă, nu numai vorbind în limba română, ci chiar spunând, mă adresez acum românilor din România, da, și acum o să citesc și eu de pe foaie, pentru că nu rețin ce a spus pentru domnul Ciolacu. Pentru că nu rețin. E sigur pe românii din țara noastră că vom fi alături în momentele dificile de aliații și prietenii noștri, apărând valorile democratice. Am încheiat citatul. Așa. Asta e singurul Ținem motiv. Cu pacea. Asta e singurul motiv pentru care a vorbit în română, domnul. Păi să înțelegem noi de aici și să fie votat. Că, de fapt, de-aia s-a dus acolo. Iată, m-am dus, sunt aici, rezolv probleme. Ar fi trebuit măcar să încerce să joace un teatru de tip al doilea Ceaușescu, domnul Ciolacu. Că Ceaușescu a avut rolul lui important în Orientul Mijlociu ca mediator. Domnul Ciolacu trebuia să se gândească, bă, dacă tot mă duc acolo fizic, trebuie să și ofer ceva. Și unora și altora. Și unora și altora, trebuie să dau ceva. De pildă, mă gândesc. Am auzit că 1000 și ceva de medici români s-au oferit să meargă și personal medical din România s-a oferit să meargă în Israel să ofere asistență sanitară. Păi nu se putea duce cu ei, domnul Ciolacu? Să spună, uite domne, vin cu medicii din România. Sau 240 de români sunt prinși în Gaza și cer ajutorul. Iată, să rezolv problema acestor doze. A spus vreun cuvânt de ei? Iau cu mine în avion. Nu, s-a întâlnit după aceea cu comunitatea israeliană. Păi nu, dar trebuia să spună acolo pentru noi, cei din țară, cum îi ajută ei pe români. Asta vorbesc de tehnică electorală, așa. Apoi, deci putea să vină cu medicii și putea să încerce să joace rolul mediatorului. Pentru că România are un trecut absolut remarcabil ca mediator între Israel și țările arabe, care merge cu zeci și zeci de ani în urmă și care n-a fost distrus nici măcar de mișcările lui Dragnea și Dăncilă în legătură cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Da?
Dar n-a nu de făcut asta. Nici măcar asta. Bine, îți dai seama că nu lua nimeni în seamă că Ciolacu nu e Ceaușescu. Ce să ofere el? Pe ce să medieze el? Mediază Turcia, mediază țări mari în povestea asta și cu influență adevărată în zonă. România nu mai are forța de negociere pe care o avea în perioada anilor sfârșitul anilor 60, anii 70 până în 1980 în zonă. Deci, rezultatul acestei deplasări, după părerea mea, este zero. Deși așteptările probabil erau la un anumit nivel, da. Degeaba a fost primit tocmai premierul României, nu că s-ar descurca prea bine este în engleză echivalentă, sau în diplomație. Doamnă Semina, este echivalentă pentru mine cu extinderea spațiului Schengen în America de Sud, cu România prezentă acolo, performată de președintele Iohannis. Tot atât a realizat și domnul Ciolacu cu această... Nici măcar n-a reușit să-și facă pe aici niște, prin țară niște fani cu discursul ăla de acolo. N-a obținut nimic. Doar poate vrea să arate că plesnește haina asta de lider regional pe domnia sa, căci vorba aia mai face un pas spre Ucraina, dar era totuși un moment în care România să-și facă loc într-o discuție relevantă, un lucru pe care îl ratase în prima fază a războiului care începuse în Ucraina, invaziei rusești în Ucraina. Și atunci România putea să aibă un cuvânt de zis, a ratat momentul. Acum părea că poate să intre în acest rol. Pare de păi de ca să intri în acest rol, doamnă Sina, ca să intri în acest rol, trebuie să ai niște politicieni de politică externă de înalt nivel, de rang, care să vină și să spună niște lucruri relevante. Acolo, relevante. Ce a fost relevant? Putea să vină cu o idee, cu ceva. Biată, nu știu, patriarhul catolic din Cisjordania, mi se pare, cred că e, nu. În orice caz, un altă față religios? Bisericească catolică s-a oferit la schimb în locul prizonierilor deținuți de către Hamas. A venit cu ceva. Sigur, nu se poate realiza, nu acceptă Hamas, dar a venit cu ceva relevant. Da? E lumea atentă. N-a venit cu absolut nimic. Și atunci, dacă n-ai nimic relevant, de ce n-a făcut și el cum facem noi și vorbim la începutul emisiunii? N-avem știri? Stăm acasă. Stăm acasă. Acasă stă și Vladimir Putin, nu chiar că vizitează China zilele acestea, dar stă departe de Tel Aviv, încercând însă să fie și aproape în același timp, înainte să ajungă acolo Joe Biden. Vladimir Putin a sunat la Benjamin Netanyahu. Nu e cel puțin ironic că Putin joacă rolul ăsta de îngrijorat în legătură cu un război? Mai mult ironic, mai mult decât ironic, este un stand-up comedian extraordinar, Vladimir Putin. Are un simț al umorului pe care nu îl bănuiam. Extraordinar. A pronunțat o frază care dacă nu te-ar face să izbucnești în plâns, probabil că te-ar face să izbucnești în râs. Isteric. Isteric, într-un râs isteric. A spus că sunt inadmisibile, sunt inacceptabile actele de violență de orice fel asupra civililor. Îți vine să-i spui să mor tu? Dacă nu sunt din Ucraina. Da. Asupra civililor. Deci, formidabil și asta e... Are sângele ăsta rece de reptilă caghebistă, nu clipește când spune chestiile astea, da, cu sute de copii răpiți și duși în Rusia, da, cu zeci de mii de civili uciși, torturați, da, echivalente cu ce s-a întâmplat aici în Israel, la Bucea și așa mai departe, și tu vii și spui, sunt inadmisibile orice violență asupra civililor, trebuie să înceteze imediat. Iarăși nu e un mesaj adresat rușilor, așa cum mesajul lui Marcel Ciolacu e adresat românilor, pentru că în postura asta Vladimir Putin de fapt spune, nu noi suntem naziștii, da, în niciun război. Iată, noi suntem prieteni. Noi suntem prieteni și sunt destui ruși care sunt dispuși să-l creadă. Sunt dispuși să creadă orice ar spune Vladimir Putin. Mai ales când pare că el contează. Încă mai contează. Aici e problema cu contatul. Vorbeați de întâlnirea cu Xi Jinping, da? A lui Putin cu Xi Jinping. S-a dus la Beijing. Mi-amintește tangoul
dintre Putin și președintele chinez, Xi Jinping, mi-amintește de relația dintre Mussolini și Hitler. Mussolini a fost cel care a inventat fascismul. Dar Hitler, Hitler e cel care l-a preluat și l-a dus pe cele mai înalte culmi, sub forma nazismului. Dar cel care a început, părintele fondator, a fost Mussolini, înaintea lui Hitler. Mussolini a ajuns la putere când Hitler era nimeni. Da? Acum se întâmplă exact același lucru. Rusia este cea care a adus comunismul la putere și l-a impus apoi unei părți importante a lumii. Și Chinei. Nu? Comunismul chinezesc este de sorginte sovietică. Acum însă rolurile s-au inversat. Da? Fiind mai puternic, așa cum Hitler era mai puternic decât Mussolini, a ajuns acum să vină să-l mângâie pe cap, cum l-a și salvat de altfel Hitler pe Mussolini când a fost dat jos de la putere, a trimis un comando să le libereze și mai departe. Așa este acum relația între cei doi dictatori, adică Xi Jinping și Putin, s-a schimbat. Dacă am putea vedea contoarca. Viitor, ne-am putea întreba cine pică primul. În niciun caz Xi Jinping. În niciun caz. Tocmai pentru explicația pe care ați dat-o. Este solid, cum să spun, oțel solid acolo. Să rămână și au metode de prelungire a vieții chinezii foarte bune, deci o să rămână, o să nu trăiesc eu mai mult decât Xi Jinping la putere în China. Dacă am ajuns la Rusia și China, am primit o întrebare de la Robert Stancu. Ne întreabă așa, credeți că Rusia, China sau alte regimuri autoritare vor putea vreodată să se alieze oficial cu Iran, Afganistan sau cu alte state fundamentalist religioase? Cine să se alieze? Rusia, Rusia și China? Rusia și China sau alte regimuri de acest tip. Bineînțeles. Nu le împiedică nimeni și nimic. Să aliază cu oricine. Să aliază, n-au niciun fel de scrupul. Nu interesează. Păi, nici China și nici Rusia nu au condamnat Hamas. Rusia a spus, cei drept Putin a spus, pentru că vrea să-și păstreze relațiile cu Israelul, a spus. Israelul are dreptul să se apere. Dar n-a condamnat Hamas. Sunt dispuși să se alieze cu cei mai siniștri ucigași din această lume, dacă le este de folos lor. Și în logica în care trăim, am putea chiar să ne trezim cu toate aceste țări numindu-se lumea liberă, răsturnând pur și simplu lucrurile în favoarea lor. Au canalele media care să o facă, au forța care să impună inclusiv acest mesaj de îndoasele. Așa este, însă, după părerea mea, pericolul cel mai mare, care e cumva trecut în plan 2 acum, nu mai așa de conștientizat. Pericolul cel mai mare nu e în Orientul apropiat. Dar unde? Acolo lucrurile, acolo e o ecuație veche în care acum, după momentul ăla înspăimântător de oscilație sângeroasă când au intrat Hamas, acum ele se desfășoară cumva pe niște linii de mult stabilite în zona respectivă, între țările respective, Statele Unite, Uniunea Europeană și mai departe. Da? Lucrurile au intrat într-o sinistră, bineînțeles, logică, dar o logică. Cel mai mare pericol, după părerea mea, este în Statele Unite ale Americii. În perspectiva alegerilor de anul viitor? Da. Acolo s-a întâmplat în sfârșit un lucru de necrezut, pentru că Donald Trumpul spunea că în alegerile din 2016 spunea, domne, eu pot să omor un om pe stradă și nu o să-mi scadă numărul de votanți în niciun fel. Și am crezut lucrul acesta, l-am văzut, ce a putut să debiteze, acum are un discurs de tip fascist în toată Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Ăsta este discursul lui Trump. Toți ăștia trebuie să fie lichidați, eradicați.
Biden și democrații și administrația asta trebuie să fie lichidați toți. Este o conspirație deep state la nivelul întregii Americii, numai eu mă bat cu ea, dă unul singur, și poporul care este de partea mea trebuie să vină și toți să năvălim peste ei, așa cum am năvălit la Capitoliu în 6 ianuarie 2020, și să facem America mare din nou. Da? Deci un discurs fascist în toată regula, nazist și ce mai vezi dumneavoastră, hitlerist, ăsta e discurs. Însă, ce a făcut domnul Trump? Domnul Trump e foarte sigur pe sine și a mers pe ideea aia. Orice a spune e în regulă. Orice minciună îngrozitoare, orice jignire, cruzime și mai departe, orice aș debita e în regulă. E, nu e în regulă. Pentru că acum s-a apucat să-l probozească pe Netanyahu. Pe ce? Din ce motiv? Domne, când, pentru că Netanyahu l-a felicitat printre primii pe Biden, atunci când s-a bătea din pinteni Trump că alegerile sunt furate, așa, după ce s-a anunțat rezultatul alegerilor, Netanyahu l-a felicitat și asta nu poate să-i ierte. De asemenea, spune că l-a abandonat în mijlocul operațiunii cu Qasem Soleimani, cu generalul ăla iranian care a fost omorât cu drona. Așa, și că l-a lăsat cu ochii în soare Netanyahu și că asta i-a adus mari pierderi în plan politic în Israel, pentru că eu sunt foarte iubit în Israel, acolo, nu știu ce. Deci s-a apucat, da, să-l denigreze, să-l probozească pe Netanyahu. Netanyahu este mult mai monstruos decât atât. Poate fi. Putea vorbi despre acest individ mult. Care frizează fascismul, așa, cât vreți. Dar nu te apuci să faci asta acum, în acest moment. Nu spui un cuvânt despre evrei uciși, despre civili, femei, copii ce au fost acolo. Te apuci să-l probozești pe Netanyahu. Și mai mult, să spui despre Hezbollah că este very smart. Adică sunt foarte deștepți. Hezbollah. Aplauze celor care aduc războiul. E, asta a reușit să îi de fidelizeze chiar mulți republicani, politicieni republicani, nu mai vorbesc de cei la gura lui Chris Christie sau la Nikki Haley, ale contracandidaților lui, după aceste declarații. E, cu aceste declarații, în general, evreii în America votează cu democrații. Dar există și un calup consistent de electorat evreu care votează cu republicanii. Și a pierdut în clipa de față și a pierdut nu numai la nivel în electoratul evreu, a pierdut în general la nivelul Americii prin aceste ziceri. Iar ce face Biden acum? Îi aduce, după părerea mea, voturi. Atitudinea fermă pe care a avut-o de la bun început de susținere a Israelului. Firește, venind și cu soluții politice acum, să nu ocupe Israelul Gaza, foarte corect, după aceea ar trebui să fie predat autorității palestiniene, nu să-l ocupe Israelul, dar ferm, de la bun început, deplasează portavioanele acolo, se duce el însuși în zonă pentru a detensiona situația, a rezolva problema. Această atitudine de om politic responsabil, acum s-a văzut ce înseamnă un măscărici sinistru, da? Care a prostit o vreme poporul american, dar cum spunea Abraham Lincoln, nu poți să prostești un întreg popor tot timpul. Da? Până la urmă se mai deșteaptă. Deci s-a văzut acum diferența între acest orangutan politic și un om politic responsabil cum este Biden. Cu ce preț însă? Adică dacă oamenii privesc lucrurile din afară, mai reușesc să le mai privească din afară și văd că milioane totuși de cetățeni apolitici nevinovați sunt la mijloc, nu numai în războaie, ci și în bătălii politice, prețul pare totuși cam mare. Milioane de oameni care pot să moară. Pentru revelația asta. Da. Dar era nevoie și de revelația asta acum, dacă ăsta e fondul pe care a venit, ca și pandemia de altfel. Da. A adus și pandemia niște revelații necesare.
dar mă gândeam acum, doamnă Simina, este un subiect despre care ar trebui să vorbim. Ar trebui să vorbim despre moarte. Acum. Pentru putem că despre asta e vorba. Să vorbim mai ales despre moarte. Este cheia în care, până la urmă, se poate înțelege întreaga situație. Vorba despre dezumanizare, dincolo de jocuri, dincolo de teritorii, dincolo de sensibilități legate de credință. Pentru că nu Coranul a împins pe cineva aici, nu strigătul Allah Akbar pe care l-am auzit aseară la Bruxelles, sau nu doar asta. Religia și are și ea rolul ei. Și o să spun imediat de ce. Determinant, considerați? Important. Când eram în Ierusalim, am discutat cu, sigur, mai mulți evrei pe acolo și la un moment dat, un evreu mai bătrân se ducea la cumpărături cu o sacoșă. O sacoșă mai mare, așa. Și am aflat care era... Eu am făcut o glumă atunci. I-am spus, domne, zic că vă duceți cu sacoșe la cumpărături, cum ne duceam noi pe vremea lui Ceaușescu, înainte de 89, când nu se dădeau pungi și sacoșe la casă, cum e acum în toate supermarketurile. Te duceai cu plasa de acasă ca să-ți iei alimentele. Zic, vă duceți ca pe vremea lui Ceaușescu. Dar mi-a înghețat zâmbetul imediat, pentru că sacoșea aceea era pentru propriile rămășițe. Acolo aveau loc atentate, în Ierusalim, în Tel Aviv, în Cisjordania, pe unde mai era acolo, aveau loc atentate frecvent și pur și simplu oamenii aceștia au învățat să trăiască cu moartea în ei, lângă ei. Au învățat, se poate trăi și așa, culcându-te cu moartea. Asumându-ți-o. Mâine pot să, într-o fracțiune de secundă, pot să nu mai fiu. Da? O bombă în autobuz, toți morți. Și omul se ducea cu sacoșa pentru că religia evreiască are această indicație, această regulă, trebuie corpul trebuie să recompus. Să nu se risipească. Trebuie recompus. Și există zaka. Sunt niște voluntari care sunt ultra-religioși, ortodoxi de cele mai multe ori și care se ocupă cu asta. Să duc la locul unui atentat, iau cu penseta și pun la un loc ce se poate pune. Vă dați seama că sunt amestecate membre la unii de la alții acolo, încearcă să reconstituie chiar și sângele este pus și se rostesc niște rugăciuni speciale pentru cei omorâți în felul acesta. Deci, e moartea negociabilă între oameni de pe pământ sau între ei și o entitate superioară? Da, este. Este, ajungi să o negociezi, într-adevăr. Pentru un om care nu trăiește în situația din Israel și din Gaza și din zona respectivă, pentru un om normal, din România, să spune, da? Moartea este ceva la care nu se gândește. Nu? Nu se gândește. Cei mai mulți oameni nu se gândesc la moarte. Ea o să vină într-o zi, bineînțeles că o să vină, dar nu te gândești la ea. Nu trăiești fiecare clip a vieții tare îngemănată cu moartea. Oamenii au învățat să trăiască așa. Așa trăiesc. Moartea face parte din viața lor. Și atunci trebuie să înțelegeți ce a spus ce au spus responsabilii militari de acolo, ale Israelului. Au spus, va fi un război lung. Pentru că izraelienii sunt capabili să trăiască așa ceva. Sunt obișnuiți cu moartea, sunt obișnuiți cu suferința întinsă pe decenii. Deci pot să o facă. În același timp avem dincolo palestinienii. Și ne obligă și situația musulmani. Și cei care ne urmăresc să ne gândim și din punctul lor de vedere. Exact. Să ne gândim și la faptul că numeric, populația majoritară nu face parte din niciun fel de grupare războinică. Nu. Și nu. Cei mai mulți musulmani, ei sunt cei care au, de fapt, de nu suferit. Nu sunt teroriști. Unul dintre cei care ne urmăresc acum ne spune așa, dat fiindcă în Gaza nu se ascund doar teroriștii, ci trăiesc în proporție covârșitoare civili, se poate vorbi despre crime de război din partea armatei israeliene sau dacă acest conflict nu se încadrează în definiția unui război, cum vorbeam mai devreme, sunt ele, de fapt, tot acte de terorism din partea armatei israeliene? Nu.
Nu. De ce sunteți atât de ferm? Este, bineînțeles că sunt ferm, pentru că nu sunt acte de terorism. Cum să fie acte de terorism? Terorism înseamnă să te duci țintit, chitit, să omori civili, oameni nevinovați care n-au niciun rol militar. Este ceea ce au făcut Hamas. Da? În vreme ce Israelul nu țintește civili în clipa de față, ci țintește punctele în care se află responsabil Hamas. Și crește că acolo sunt totuși și foarte mari. Așa ceva nu se poate evita. Este imposibil să eviți pagubele colaterale, cum sunt numite el. Firește că asta înseamnă tot vieți de oameni care mor. Dar nu există nicio intenție a Israelului de a ucide civili. Ei sigur că au pierit. De asemenea, nu sunt crime de război. Crima de război se definită clar. Este omorârea unor oameni în afara regulilor războiului cu scopul precis de a-i omorâ pe oamenii aceia care sunt civili. Înțelege? Sau pot fi și militari. De pildă, militari care sunt făcuți prizonieri și care au fost executați după aceea în calitate de prizonieri. În al doilea război mondial s-au întâmplat. Nemții au făcut lucrul acesta, cum în special în ultima parte a războiului în Europa. Au executat americani, au executat britanici, făcuți prizonieri și după aceea i-au împușcat în afara oricăror reguli ale războiului. Israelul respectă în acest moment regulile războiului. Nu sunt nici crime și nici genocid. Israelul nu urmărește așa ceva. În același timp că liderii Hamas, sau bănuiește că liderii Hamas nu mai sunt acolo, e într-o vânătoare de orice tip de lider, de orice membru al familiei unui lider Hamas, ca să îl servească probabil opiniei publice, nu-i așa? Păi trebuie să ofere și ei ceva. Trebuie să ofere la ce s-a întâmplat acolo, trebuie să ofere, cu toate că cei mai mulți izraelieni, nu știu dacă se gândesc acum să colecționeze fotografii de lideri Hamas morți sau să-și aducă oamenii și rudele și copiii și să-și aducă acasă pe cei... Și pe asta se bazează și Hamas. Însă voiam să spun ceva în legătură cu moartea. Ceea ce e ceva asemănător ca în cazul israelienilor la musulmani. Mă rog, al evreilor, că israelienii pot fi și arabi. Apropo de tradiție, vreți să spuneți. Da. E la fel, ei trăiesc cu moartea. Mulți dintre ei trăiesc cu moartea în sân, cum se spune o vorbă românească. Și pentru ei moartea înseamnă, știți ce înseamnă? Aproape că o să râdeți de ce să vă spun acum. Știți cum arată raiul musulman? Raiul musulman e o grădină verde, umbroasă, mereu verde, în care în viața aceasta vinul, băutura alcoolică, este haram, este interzisă. În rai este halal, este permisă, este bună, echivalentul kosher din ebraică. Da? E bună băutura și vinul din rai, așa, este așa, din Coran. Vinul din, că spuneați cu Coranul și cu rolul lui, are și el rolul lui. Vinul din rai este alb, nu e roșu, nu e roze, este alb, este netoxic, nu-ți dă marmureală, nici mahmureală, așa, e foarte bun și nici dacă bei ca un porc. Nu-ți dă mahmureală, în rai. Pe pământ, aici, n-ai voie, este haram. Așa funcționează religia musulmană. Apoi, porcul, că vorbim de porc. Știm cu toții că porcul este haram, este interzis la musulmani. Nu și în rai. Nu! În rai poți să comanzi, ca și cum ai fi la un mare restaurant, în rai poți să comanzi orice fel de carne, nu numai de porc, și ea îți va fi servită, fără nicio problemă. Nu-mi spuneți că e preferabilă viața de apoi, totuși, nu? Păi stai că n-am spus elementul cel mai care duce la martiri și așa mai departe, cu oameni care se aruncă în aer cu ușurință ca să fie teroriști, sinucigași, martiri, pentru că îi așteaptă 72 de fecioare acolo, mai mult sau mai puțin virgine, dar cu ochi frumoși.
cu ochi frumoși, asta m-a frapat, că așa scrie acolo, la Sfânta Scriptură musulmană, că trebuie să aibă ochi frumoși. Dacă te așteaptă 72 de fecioare, vin și carne de orice fel acolo, nu? Parcă îți vine așa să îți pui o centură cu explozibil și să te duci să te arunci în aer. Cam așa arată și la evrei și la musulmani, mă rog, la mozaici și la musulmani, moartea. Totuși, dincolo de resorturile astea care vin din tradiție, nu atât din credință, cât din tradiție, rămâne principala problemă acolo, subdezvoltarea. Asta împinge pe oameni să se... Da, dar mai trebuie spus ceva. O clipă, de grupări. Da, până la subdezvoltare mai trebuie spus ceva. Să nu râdem de faptul că oamenii aceia cred în chestia asta cu vinul, cu carnea și cu 72 de fecioare. Să nu râdem. Că râdem de noi. Ce deosebire este între ei și cei care se duc acum, când vorbim noi, la Sfânta Parascheva? Nu știu, s-a terminat pelerinajul? S-a terminat. S-a terminat. Așa. Cu sarmalele s-a terminat. Ce deosebire este? Niște oameni care se duc acolo să pupe plexii, era să zic chiar pepsiglasul, așa, când la un moment dat n-au avut acces la moaște să le atingă. Din rațiuni sanitare. Și, așa, din rațiuni sanitare. Deci, oameni care cred că o să se vindece, că o să se îmbogățească, că o să nu știu ce o să mai primească ducându-se la moaștele acelea, nu sunt cu nimic deosebiți de cei care cred că îi așteaptă o masă împărătească și 72 de fecioare în rai. Acum când vorbim, am oftat pentru că știrea care a venit e aceea că de câteva minute de când vorbim, 500 de oameni au murit totuși în Gaza în timpul unui raid aerian asupra spitalului de acolo, pentru că una dintre ipoteze este că sub spitalul din Gaza se află este unul dintre ce bunkerele în care se ascund. Hamas și au băgat tot ce aveau prin, în spitale, în casele oamenilor, în instituții pe acolo, pe dedesubt, ca să... Asta este scopul lor. Este scopul lor în clipa de față. Cu cât mor mai mult, v-am spus că n-au scop strategic de război. Scopul lor este să moară cât mai mulți izraelieni și să moară cât mai mulți gazani. Asta este scopul lor în clipa de față. Cu fiecare om care moare... Le cresc acțiunile lui Hamas. Nu au alt scop în momentul de față. În fața Fatah, probabil, căci în alte lumi acțiunile astea nu fac două parale. Dar marea problemă, spuneam mai devreme, pare să fie totuși subdezvoltarea, sărăcia, chinul acestor oameni care nu văd un viitor. De aici și perspectiva lor, da, felul sigur. În care se agață de aceste grupări militare în acest, sigur că da. În acest moment. De aici și deosebirea între Gaza și Cisjordania. Iată, în Cisjordania nu avem manifestări în clipa de față de stradă violente, cum au fost în Europa, cum au fost în alte țări arabe. Iată că nu avem în Cisjordania. Nu ies palestinienii, arabii din Cisjordania, nu ies în stradă în momentul de față. Nu sunt atentate. Sunt atentate la Bruxelles, sunt atentate în Franța, sunt în Europa atentate. Și astea sunt atentate împotriva ale unor radicalizații islamici. Dar avem și reversul medaliei. În Chicago avem un individ de 71 de ani, a năvălit în casă peste o femeie și fata, fica ei, o musulmană și fata ei, și i-a omorât fata cu 26 de lovituri de cuțit. Și pe femeia a înjunghiat-o de 12 ori pentru că erau de religie musulmană, erau muslimi și pentru asta i-a înjunghiat. În acest timp în Cisjordania nu se întâmplă lucrurile astea. Cu toate că, da? De ce? Pentru că acolo palestinienii sunt integrați în viața publică, există economie, afaceri. Lucrurile se mișcă acolo cu totul alt nivel de viață. Adică exact ce spuneți. Oamenii aia au de ce să trăiască. Și acolo nu se pune pe seama Occidentului rău totul, pentru că Occidentul a întins o mână. Exact. Și, cum să spun, nivelul economic de acolo este strâns legat de Occident. Știți, am fost impresionat, iar ducându-mă în Israel și în Cisjordania,
am fost impresionat de multitudinea firmelor mici. Sunt firme mici, în chibuțuri de pildă. Firme care produceau lentile de mare precizie și era o firmă mică într-un chibuț care și avea export cu Marea Britanie, cu Europa și mai departe. Firme mici, foarte multe, IMM-uri. Capitalismul, da? În orice formă. Exact. Și iată că acolo unde capitalismul înflorește, războiul cam pleacă de acolo și atentatele și terorismul și așa mai și departe. Și acolo unde democrația slăbește, imediat, insecuritatea se simte. Democrația slăbește pentru că ea are, chiar în inima ei, își are slăbiciunea maximă. De ce se duc? Unde se duc toți cei care fug acum din Nordul Africii, din Africa, din zonele alea, din Mali, din Niger, din Asia, din Orientul Mijlociu, din Bangladesh, din Filipine? Unde se duc? În Orientul Rău. În Occidentul Rău. În Occidentul Rău. Nu, ați văzut vreun palestinian, vreun eu știu, irachian, iranian, ce vreți dumneavoastră, egiptean și așa mai departe. I-ați văzut ducându-se în Rusia, prietena lor? Să duce cineva la Putin, care este prietenul, amicul de suflet al țărilor arabe? Nu, să duc la inamicul occidental, la satana occidentală. Să duce cineva în China? S-o fi ducând, dar nu aflăm de la televizor. Nu se duce. Sunt unii care se duc să muncească pe acolo, dar nu se duc, nu imigrează. În China nu se produc imigrări, se duc în Occident. Și atunci în Occident fac ce ați văzut că fac. De ce? Pentru că în Occident e posibil să ieși în stradă și să strici ce vrei. În vreme ce în Rusia și în China, în secunda 2 în care ai ieșit în stradă, ai fost deja săltat și cine știe dacă te mai vede cineva. E însă urmarea atmosferei acesteia vindicative în care totuși crește generație după generație în sărăcie în anumite teritorii? Explozia asta, cocktailul ăsta exploziv pe care îl vedem acum în capitalele europene? Sigur. Este și o relație ciudată. Oamenii ăștia vin în Occident, își riscă viața, trec Mediterana cu bărcile, așa, vin în Occident și aleg clar Occidentul, nu se duc în altă parte, se duc în Occident. De ce? Pentru că acolo pot să aibă ce munci, ceva, pot să câștigi o pâine, pot să mai și trimită acasă, deci pot să beneficieze. Dar în același timp, acești oameni continuă să urască Occidentul. Se cheamă speranță, dar nu suficient. Acest lucru e valabil și pentru românii, mulți dintre ei care se duc în Occident ca să lucreze acolo, se duc, câștigă bani pe care nu i-ar putea câștiga în România, dar mai nou votează aur. Și le rămâne această nemulțumire și într-o parte și în alta. Exact. Nu se mai regăsesc nicăieri, de fapt. Nu se regăsesc, nu? Deci beneficiază de Occident și în același timp sunt dispuși oricând să urască Occidentul și să voteze cu partidul lui Simion și al lui Șoșoacă. De aici. Asta este contradicția care este chiar în miezul democrației. Democrația permite așa ceva. Permite să vii în lumea civilizată, să vii în Europa, să muncești, să beneficiezi de asistență socială, de sistem de învățământ, de tot ce înseamnă Europa, civilizație, și în același timp să rămâi neintegrat, pentru că foarte mulți dintre ei nu se integrează niciodată, rămân cu ura asta în ei față de Occident, pe care ură care explodează, așa cum vom vedea acum și vom vedea în continuare. Vom vedea dacă și noi suntem abia la prima, poate a doua generație de astfel de oameni care nu-și găsesc locul, cine știe ce se va întâmpla peste câteva decenii acolo și cum se transmite, de fapt, atmosfera asta, cocktailul exploziv de care ziceam mai devreme, dintr-o generație în alta. Dar astea sunt până la urmă episoadele care le dau muniție populiștilor. Da. Și populiștii, suveraniștii mai exact, poate că au cum să răspundă sau au de ce să transmită unele dintre aceste mesaje în țări occidentale în care migranții ajung, dar e aproape inexplicabil cum deprind astfel de mesaje în Europa de Est, unde problema migrației practic nu există.
Iată, Polonia a scăpat, trece ca prin urechile acului, cel puțin de data asta, alegerile de duminică au plasat corespondentul AUR, care acolo se numește Confederația, sub pragul pe care îl așteptau, peste pragul electoral, au luat 7%, dar insuficient ca să readucă la putere partidului Kaczynski, dar lucrurile nu sunt încă tranșate, sunt atâtea și atâtea țări în estul Europei. Nu, nici în Polonia nu sunt tranșate. Eu m-am bucurat, firește, când am văzut ce s-a întâmplat acolo, dar vor fi probleme mari în continuare. Mai întâi, potrivit Constituției poloneze și legilor poloneze, președintele Andrzej Duda o să încredințeze partidului câștigător al alegerilor, adică tot PiS-ul ăla, Lege și Justiție, așa, o să încredințeze formarea guvernului. Care va eșua. Care ar trebui să eșueze. Și am fi într-o situație ca în 1996. În România. În România, când PSD a câștigat alegerile, dar am avut o coaliție care a reușit să dea un guvern. Sau soluția imorală. 2004. Din 2004, la fel. Tot PSD-ul a câștigat și atunci. Această confederație poate fi soluția imorală. Întrebarea este dacă Donald Tusk vrea să accepte o astfel de extrema dreaptă. Confederația sunt extrema dreaptă. Nu, ei pot să adune fără confederația cu stânga, împreună cu stânga, deci cele trei partide, să spunem, democratice și pro-europene, pot să adune peste 50%. N-au nevoie de extrema dreaptă. Însă, președintele are drept de veto la retrimiterea legii în Parlament. Are drept de veto și încercau să obțină partidului Kaczynski chiar mai mult decât atât, n-au reușit, deci va putea, Duda este fost membru PiS, deci el o să... A candidat ca independent, dar e o independență de carton. Este clar, de carton, și o să le pună bețe în roate acestei coaliții, o să fie o coabitare. Da? Cu bețe în roate și o să vedem ce o să iasă. În care tema anti-avort ca și tema anti-migrație vor rămâne în picioare în acest zgomot care acoperă multe alte probleme. Tema anti-avort, după părerea mea, a fost mai puternică decât tema anti-imigrație, a dus la acest rezultat. Trezirea. Da. Deci asta s-a întâmplat și în America, unde au pierdut republicanii, practic au pierdut midterm elections, alegerile de acum un an și ceva, le-au pierdut pe tema asta a avortului și aici, dom'le, sau și în special femeile, dom'le, s-au deșteptat la un moment dat și oameni, stai, dom'le, ce facem aici? Ne întoarcem la sclavie? Asta e o formă de sclavie, să tratezi femeia ca pe o sclavă, ca acum 2000 de ani. Și să nu te gândești la viața ei în unele exact, situații. Care dreptul asupra corpului ei. Îi iei dreptul asupra corpului. De viață și de moarte. Se pare că s-a produs o trezire, adică ăștia extrema dreaptă, conservatoare, suveraniști ăștia care merg cu ideea asta cu avortul, au împins-o prea departe. Adică cu familia tradițională, cu religia, cu asta a mers. E, când au împins-o și pasta cu avortul, se pare că au trecut linia roșie. Să dea Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta și în America. A revenit însă pe picioarele ei democrația, 72,9%, aproape 73%, înseamnă enorm. Am putea spera în România vreodată la s-a mai procentajul întâmplat ceva ăsta? Mai puternic decât asta. Extraordinar, 70%, deci există două elemente ale soluției care pot fi valabile și pentru alegerile de anul viitor din România. Unu, să ai 70% alegeri, pentru că rezultatele cele mai groaznice în alegerile din România s-au produs atunci când a fost foarte jos prezența la vot. Și în general așa se întâmplă. Când vin puțini oameni, atunci pot să răsară monștri. Însă dacă vom avea o prezență ridicată la vot și dacă se va întâmpla în Polonia, ca în Polonia extraordinar, ca cei care votanții dintre 18 și 29 de ani au fost mai numeroși decât cei de după 60 de ani. Adică cei din generațiile mele, să spunem. Încă un răspuns la întrebarea de mai devreme. De ce suntem pe YouTube? Acum
și nu pe ecranele televizoarelor sau în altă parte. Pentru că, până la urmă, cu această generație care e conectată la tehnologie, e nevoie să se vorbească sau e și ea interesată de subiectele politice și are nevoie de a pune lucrurile cap la cap. Din mai multe motive, eu nu am refuzat să mai apar la vreo televiziune pentru că acolo activitatea, așa zis, jurnalistică este tranșeizată, pot să spun și tranșată, da? Adică fiecare stă în tranșea lui și dă cu tot felul de proiectile după cum este orientarea. Sau le scoate, da? Din... Sau le scoate, așa. Din foc castanele, dacă castane, e vorba dacă de... se dă ordin, așa. E limpede, toată lumea este așezată în tranșee acolo și n-am ce să mai caut în astfel de zone. Aici, un factor esențial, bineînțeles că primul este libertatea. Iată, aici nu mai am o problemă cum am avut. Aveam o problemă când începeam să vorbesc de pildă de plagiatul domnului Ciucă. Să băgăm niște publicitate. Nu, că nu se îndrăznea să mi se spună direct lucrul ăsta, doar să mesteca nisip în dinți. Pentru că plagiatul domnului Ciucă era un subiect tabu. Când vorbeam de Emilia Șercan și de ce pățește cu domnii de la MEAI, în cazul Bode, așa, din nou, simțeați? Subiect tabu. Respirația grea? Așa. E, aici nu mă aflu în... când a fost cu legile SRI? Da, alea celebre. Povestiți-ne dacă tot ați ajuns aici. Ce să vă povestesc? Ați decis să vorbiți despre legile SRI. Foarte bine, era un draft atunci. Nu era. Nu, erau în draft, încă se discutau. Da. Și ați făcut-o. Păi și am făcut-o spunând că... atrăgând atenția că nici măcar securitatea nu a avut ceea ce voia să aibă SRI-ul acum. Păi da, securitatea n-a avut niciodată o lege care să oblige pe cetățean să devină turnător. Nu a avut așa ceva. Informator. Turnător, informator și așa mai departe. Ciripitor, cum vrei să... nu, ciripitorii la poliție. Deci nu a avut o lege, nu te putea obliga, securitatea nu avea nicio actul ăla, hârtia aia formata A4, semnarea angajamentului la securitate, nu purta niciun antet, nu era un document înregistrat, un număr de înregistrare, nu era oficial, nu exista acel document. Relația turnătorului cu securitatea era o relație în afara statului. Să fie foarte limpede. Aproape personală. Personală. Deși impersonală. Da, voiai bine, nu, la revedere. Și cel puțin în anii 80, când pot eu să documentez, știu despre ce e vorba, în anii 50 n-am trăit atunci și știu însă că era mult mai rău. Dar în anii 80, cine mi-a spus mie după aia, l-am auzit după aceea spunându-mi, domne, m-a obligat securitatea că te amenința, că te omoară dacă nu tu... Din momentul ăla m-am uitat foarte pătrat și cu mare atenție la cel care îmi cânta mie chestiile astea. Nu! Nu te obliga, îți oferea. Și într-un motiv extrem de simplu, era coadă. Era coadă la turnătorie, pentru că erau avantaje. O grămadă din chestia asta. Da? Și putea să fie și acum. Și nu vrei dumneata? Foarte bine, avem destui la coadă. Nu stătea securitatea să te ducă, să te amenințe. Bineînțeles, nu vorbesc de cazurile speciale, de, eu știu, persoanele care criticau regimul și așa mai departe. Vorbesc de simpli turnători. Nici vorbă de așa ceva. În vreme ce acum, după așa, dorea legalizarea turnătorii, adică să fie obligat cetățeanul, știți cum se mai numea chestia asta în anii 50? Omisiune de denunț. Deci dacă, în interes național. Da, omisiune de denunț. Dacă eu participam la o discuție cu dumneavoastră și cu băieții de aici, din studio, și îl înjuram pe Gheorghiu Dej atunci, și eu nu îl înjuram pe Gheorghiu Dej. Eram și eu pe acolo, dar eu eram mai timid, nu ziceam nimic. Pentru faptul că eu nu i-am turnat, că nu m-am dus să raportez la securitate faptul că a fost înjurat Gheorghiu Dej, pentru acest fapt puteam să ajung la canal. Era un delict. Pentru o misiune de denunț. Da. E, asta voia, dacă tot ați vrut să lămurim subiectul, asta voia. Să te pedepsească pentru o misiune de denunț.
atunci legea SRI pe care o scoseseră. Ați ales să vorbiți? Căci de aceea sunteți cum să nu vorbesc despre așa urmarea? Ceva? Că mi s-au făcut ochii cât cepele când am văzut ce era trecut acolo. Cum să nu vorbesc? Bineînțeles că am vorbit. Și urmarea nu ne-ați Nu comentez. Nu, urmările nu le comentez. Dar asta se leagă totuși, că de asta am insistat asupra acestor detalii, asta se leagă de atmosfera grea a unei campanii electorale care stă să vină, cum a fost și în Polonia. Cu o presă controlată, politic, cu o presă asfixiată, au putut partidele să își facă de cap și să ducă de fapt cea mai agresivă campanie, nu doar cea mai complicată campanie din ultimii 30 de ani. Ne paște același pericol, mai ales că avem și personajele? Da. Doamne Simina, eu am ajuns după atâția și atâția ani în care m-am luptat, pot să spun și verbul ăsta, m-am luptat cu toate partidele care au fost și în opoziție și la guvernare și așa mai departe. Îi știu pe toți. După atâția ani, știți ce o să vă spun acum? Nu o să vă placă ce o să auziți. Pe mine nu mă mai interesează dacă România va fi condusă de PSD, de PNL, de USR sau UDMR sau, nu știu, PMP. Mă deranjează un singur lucru și anume, sau mă îngrozește, să fie condusă de AUR. Atât. Ce înseamnă condusă? Guvernată. Adică singura prezență la guvernare. Guvernarea, chiar dacă este guvernarea, prezență nu, parlament, în parlament, asta e, votul poporului, e în parlament, asta, și asta înseamnă democrație. Dar, la guvernare. Nu, pe mine nu mă mai interesează acum dacă președintele României va fi de la PSD, de la PNL, de la USR sau de la UDMR. Pentru că mă interesează un singur lucru. Să nu se mai încerce scoaterea României din Uniunea Europeană și din NATO. Nu vreau să se mai întâmple ce s-a întâmplat în perioada Dragnea. În rest, da, Ciolacu e în regulă. Cu ce, din punctul ăsta de vedere... Stai să mă țin de scaun. Da, nu, din punctul ăsta de vedere Ciolacu e în regulă. Bineînțeles, dacă vreți să vă spun acum ce cred eu despre el... Facem asta săptămâna viitoare. Să fim serioși. Dar Ciolacu este în momentul de față aliniat. Pentru că îl priviți în comparație cu George Simion? Îl privesc în comparație cu Dragnea, tot de la PSD. Da? Gândiți-vă ce ar fi însemnat să fie Dragnea acum în locul lui Ciolacu, în situația asta. Ce ar fi însemnat? Deci câtă vreme cei care vor guverna nu încearcă să deranjeze relația cu Uniunea Europeană, asta este de fapt singura șansă de supraviețuire a României în momentul de față este relația cu Uniunea Europeană și cu NATO. Pe care și George Simion și Diana Șoșoacă o calcă în picioare de dragul procentajelor. Da, sunt dispuși la orice. Ce să vă spun, am văzut o fotografie în care erau amândoi. Asta, pe care o avem acum pe ecran. Așa, exact asta, da. Și eu fiind cinefil, gândul m-a dus la filmul Godzilla versus King Kong. Nu vă întreb cine e Godzilla. M-a dus gândul la filmul ăsta, da. Așa. Cine pe cine înghite, însă? Păi da, că de-aia am zis că sunt două făpturi de felul ăsta. O să râdeți sau nu o să râdeți. Godzilla înghite cu tot cu procentaj? Godzilla mușcă, are o mușcătură, are fălcile alea enorme așa, cu dinții aia și mușcă în momentul de față din King Kong. Pentru că tot ați invocat cinematografie, e posibil ca Godzilla să aibă o inteligență totuși superioară celuilalt personaj și să joace foarte bine piesa asta? Joacă mai bine decât King Kong. Joacă mai bine. Are mai mult tupeu, are o voce mai puternică decât King Kong. Și King Kong face ce poate. Se bate cu telefonul în piept,
strigă și el cât poate, dar nu egalează pe Godzilla. Dar, până dar că... noi trebuie să privim lucrurile în suma lor. Care nu e nulă. Exact. Suma Godzilla plus King Kong, asta este periculos. Pentru că e o masă de votanți care se poate duce de la unii la alții, dar ei tot acolo rămân. Există, da? Și prind voce. Și prind voce. Că o să fie la Godzilla sau la King Kong, că nu prea are, din punctul de vedere, mare importanță. Răul e la fel de mare. E vorba de suma votanților. Ne uităm din nou în Polonia. S-a întâmplat să aibă 7% extremiștii de dreapta, tocmai pentru că alți 60 și ceva la sută au ieșit la vot și au votat alte partide. Dar nu vreau să promitem că discutăm doar săptămâna viitoare despre asta sau în săptămânile următoare. Ați făcut mai devreme o remarcă, ați spus câtă vreme nu e Dragnea, sunt mulțumit. Că măcar mulțumit, nu e Dragnea. Nu sunt. E un cuvânt mare, da. E mare. Dom'le, să zicem că sunt resemnat. Nu credeți cuvântul totuși. Potrivit este sunt resemnat. Da? Să vină cine o veni la președinție. Nu mă mai interesează să vină, dar să nu încerce să se atingă de NATO și de UE. N-aveți totuși atât. Sentimentul că doar Dragnea a dispărut din acea construcție la care noi ne uitam în 2019? Chiar în mai ne-am văzut în ziua de 26-27 mai, exact. Și am privit acea zi în detaliu, ziua în care Liviu Dragnea a fost condamnat și dus la închisoare. N-aveți totuși sentimentul după atâția ani că n-a dispărut decât Liviu Dragnea din construcția asta și că tot restul amplasamentului e acolo? Bă, da. Sigur că da. Se mai justifică resemnarea? Da, se justifică pentru că ăștia, echipa asta care se află la conducerea PSD-ului acum, nu dorește să mai facă jocul ăsta anti-occidental, anti-european, anti-american. Nu dorește să-l mai facă, pur și simplu. Bineînțeles că face, oamenii sunt tot ăia, pe ce credeți că îmi închipui că și-a schimbat părul? Că și-a schimbat năravul PSD-ul? Părul? L-a schimbat, dar în era mustața poate. A schimbat-o, dar a schimbat-o pe barbă, pe barba lui ăsta, lui Ciolacu, dar evident că năravul nu și l-a schimbat. Dar câtă vreme nu încerci să afectezi relația României cu Uniunea Europeană și cu NATO, puteți, eu știu, cei care se uită, telespectatori, deși ar trebui să le spunem altfel, urmăritori, followers, așa. Cei care ne privesc în acest moment, puteți să faceți exercițiul ăsta sinistru de imaginație? Ce ar fi fost cu noi acum dacă nu eram în Uniunea Europeană și în NATO? Are Niall Ferguson. Cum ne-am fi simțit acum pe aici? Istoric britanic, o astfel de carte, contrafactualitatea pusă în acest șablon, what if, ce s-ar fi întâmplat dacă. Da. Și într-adevăr e... Se mai numește și ucronie. Este un exercițiu bun pentru fiecare dintre noi. Dar pentru că le-am cerut celor care ne urmăresc să ne adreseze și întrebări și au făcut-o, aș vrea să le rostesc aici în numele lor. Una dintre ele este următoarea. Cum se poate ca una dintre cele mai performante agenții de spionaj din lume n-a putut anticipa acest atac, referindu-se cel care ne urmărește la războiul din Israel. Așadar, breșa de securitate pe care Israelul a trăit-o în ziua de 7 octombrie, are vreo explicație? Păi, la fel cum cea mai puternică structură de informații din lume n-a putut să prevadă și să prevină 9/11 în 2001. Mai puțină democrație, mai puțină securitate. În orice moment. Asta este. Chiar dacă aparența e de democrație. Da. Toate protestele din ultima vreme, toate avertismentele militarilor din Israel, iată, s-au concretizat într-un fel, într-o slăbire, într-o vulnerabilitate a statului. Asta explicam acum de ce a fost posibil. Dar spuneam mai întâi că nu e un lucru ieșit din comun. Nu e prima dată când se întâmplă unei case mari, chiar foarte mari din punct de vedere al informațional, îi se întâmplă așa ceva. Statele Unite a pățit-o chiar mai rău decât Israelul acum, în 2001. Cum a fost posibil, nu? Te întrebi. Să vină două avioane. Eu atunci, știi ce întrebare am pus? Bine, hai să zicem,
primul avion a lovit World Trade Center. Dar al doilea? Cât a trecut între primul și al doilea, nu o să uit niciodată. 18 minute. În 18 minute, eu mă gândeam că, Doamne, să ridică fighterele americane pe cer, totul este imediat înconjurat. Acolo, în jurul World Trade Center. Da? De unde? Nimic. 18 minute nu s-a întâmplat nimic. Și a venit și al doilea avion. Iacă-tă! Bineînțeles că de aici e vorba de americani care le-au bombardat singuri. De fapt, o să auzim asta. Așa și aici auzim. Să nu pornim noi. Auzim bezna minții sângeroasă, așa, unora, din creierul unora, că și-au... Că ce? Că ce? Că au vrut să... Au lăsat serviciile să treacă. Cum să faci așa ceva? Să lași să-ți omoare civilii, să-ți răpească copiii, să-ți facă masacrul ăla. A, dacă lăsau să atace o unitate militară, de pildă, nu? Să distrugă ceva pe acolo, să omoare chiar niște soldați, puteam discuta. Dar cum poți să faci așa ceva? Nu are sens, nu are absolut niciun sens. În schimb, are sens ce a făcut Dragnea de Israel, adică domnul Netanyahu. Netanyahu, care a făcut exact aceeași operațiune de jugănire a justiției din Israel, cu o chestie formidabilă, asemănătoare cu asta lui Dragnea, și anume clauză de anulare. Adică vine Curtea Supremă, hotărăște ceva și Parlamentul vine prin majoritate și anulează hotărârea Curții Supreme. Ați dat seama? Tot ce a încercat cu această reformă tip Dragnea a justiției, tip legile justiției Dragnea, a reușit să-i scoată din minți și din sărite pe înalți responsabili din instituțiile de forță israeliene, care și-au dat demisia. Din cauza asta, au zis, domnule, eu nu mai merg. Și au fost slăbite instituțiile de forță din pricina procedeelor acestui individ, care se întâmplă ceva acum. Se întâmplă ceva groaznic. Are tot interesul acum Netanyahu, cel care decide acum nu mai e Netanyahu, în legătură cu ce face Israelul în Gaza. Nu mai e Netanyahu, sunt responsabili militari acum. Că dacă ar fi după Netanyahu, Netanyahu ar vrea acum să moară cât mai mulți soldați israelieni și gazani, așa? De ce? Pentru ca extrema dreaptă și partidul lui și evreii ultraortodoxi, așa, să rămână la putere în continuare. Pentru că asta ar alimenta groaza și furia poporului israelian, care ar spune, nu, trebuie să avem un guvern din ăsta de extremă dreaptă, de forță, nu unul democratic, cum există opoziția democratică din Israel, pentru că uite ce se întâmplă. Politică făcută, da? Pe cadavre și nu pentru oameni. Exact. Pentru asta este interesul lui Netanyahu, numai că nu mai decide el acum. Da? Și mai e o problemă aici. Au făcut această încetinire, slowdown. Acum generalii au hotărât, stai, că nu intrăm. Netanyahu, v-am zis ce declarație a făcut? Vă rupem, vă terminăm, vă omorâm, pe toți, toți hamașii sunt morți în clipa de față, intrăm peste voi, vă spargem. Au venit generalii și au zis nu, stăm, vedem, o să intrăm, nu vrem să pierdem oameni cu ghiotura acolo, mai stăm. Cu cât se prelungește această amânare, cu atât e mai rău pentru Netanyahu, pentru că lumea are timp acum să se întrebe ce ai făcut, maestre, de s-a întâmplat, ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Dacă acum se producea acolo un clash groaznic, acum intrau imediat cuprinși de furie israelienii și eram acum într-o vânzoleară sângeroasă, era bine pentru Netanyahu că nu mai întreba nimeni nimic. Lumea primea spectacol și se mulțumea poate și cu asta. E o întrebare care se leagă de această chestiune și anume, ar trebui să plece Benjamin Netanyahu după ce se termină acest război? Ar trebui să plece guvernul Netanyahu de acolo, numai Netanyahu. Să plece, nu numai el, numai demisia lui dacă rămâne acel guvern înspăimântător. În guvernul ăla sunt evrei ultraortodoxi, doamnă Simina. Și
Am fost acolo. Sunt parte a societății israeliene și sunt o parte importantă a societății israeliene. Dacă ne imaginăm Ierusalimul acum împărțit în patru, sunt un sfert din acest oraș. Sunt mulți evrei ortodoxi. Spuneam că cei din Zaca, cei care reconstituie trupurile, sunt majoritatea evrei ortodoxi. Știți și cu oamenii ăștia? Eu am văzut ducându-mă acolo, în Israel. Am și luat contact, la un moment dat, cu pietre. Cu pietre. M-am dus din prostie, așa, pentru că n-am fost atent, conștient în momentul ăla. Am uitat pur și simplu că șabat înseamnă sâmbăta. Nu te duci pe la magazine, că e închis acolo, e sfântă această sâmbătă. Nu muncești, nu nimic, e închis. Și eu m-am dus, am uitat de treaba asta, pur și simplu m-am dus să-mi iau un cico, ceva. Nu v-ați dus la sacoșa? Nu, nici vorbă, nu. Să-mi iau ceva, o băutură. Am bătut în geam la un magazin de ăsta să-mi deschidă să iau ceva. M-au luat niște puști de vreo teenagers de ăsta, 15-16 ani, care aveau perciuni, da, însemnele evreilor ortodoxi, cu pietre. V-au alergat cu pietre? Da, domnule, am luat-o la fugă, pur și simplu. Era un grup destul de mare care au dat cu pietre după mine pentru simplu fapt. Ok, greșisem, așa e, greșisem, dar puteau să-mi spună, băi, pleacă de acolo că e închis și azi nu se face nimic. Iată violența. Au luat cu pietre. Ca răspuns al nerespectării tradiției. Tradiției, dar răspuns cu dându-mi cu pietre în cap. Așa. Oamenii ăștia mai întâi nu recunosc statul Israel. Dar nu-l recunosc. În el și-l guvernează. Trăiesc în el, îl guvernează, dar nu-l recunosc. Tot pe baza unor chestii de tradiție religioasă. Știți cu ce se ocupă? Se ocupă cu învățatul religiei. Nici măcar nu sunt profesori, mulți dintre ei. Nu sunt profesori, să zici că predau religia tradițională, ebraică și așa. Nu, nu. Toată viața și-o petrec învățând religie. Da? Învățând, citind din cărțile sfinte și pentru asta primesc leafă. Da? Pentru că nu muncesc nimic, nu fac armată. Este absolut uluitor acest lucru. Vorba aceea îți interzice religia. Deci cei care tot timpul sunt primii care declanșează război, neapărat să fim duri, să rupem, să nu știu ce, nu sunt cei care mor, care se duc. Cei care mor sunt cei mai democrați, mai liberali dintre evrei. Pentru că ăștia nu merg în armată. Da? Mulți au pașapoarte americane. Nici măcar nu au acte izraeliene, au pașapoarte americane. Fac în jur de 10 copii, fac foarte mulți copii și cu asta se ocupă. Citesc din cărțile sfinte și fac copii folosind un cerceaf cu gaură. Pentru că nu trebuie atinsă femeia care este privită, cum să spun, la fel de rău cum este privită în Afganistan, de pildă, așa, considerată o ființă inferioară care trebuie să nască copii și să facă de mâncare în casă. Așa? Și ăștia sunt la guvernare. Radicali, într-un cuvânt. Unul dintre ăștia l-a omorât pe Itzhak Rabin. Omul care s-a apropiat cel mai mult de pacea între israelieni și evrei. Itzhak Rabin. Mai poate veni această pace în contextul ăsta în care, de fapt, democrația e o utopie? Asta spun, teritori. E foarte greu, dat fiind atrocitățile care au fost comise și tensiunea asta groaznică, sângeroasă acum, este greu. Poate că Netanyahu va pierde postul de prim-ministru, n-ar fi prima dată când îi se întâmplă, dar guvernul ăsta belicos al Israelului nu cred că în astfel de condiții poate să fie dat jos. Tot în zona lucrurilor pe care ne forțăm să ne le imaginăm un pic mai departe decât sunt în acest moment, vine o întrebare care sună așa: credeți că lumea vestică va mai avea succes în a câștiga un al treilea război mondial? Sigur că nu suntem încă acolo, Adică suntem la meciul Barcelona-Real Madrid sau Steaua Chindia Târgu Mureș. Moartea la mijloc. Incredibil cum pot să... Da. Ce poți să spui la o asemenea? Va mai avea succes. Asta succesul e în război, da. Ce-o fi mințișoara omului eluia care poate să pună în felul ăsta întrebarea? Ok. Altă întrebare mai avem?
Altă întrebare rămâne a mea, domnule Popescu. De ce să rămânem totuși cu ochii ațintiți, cu mințile atente la acest război care până la urmă nu e chiar al nostru, nu e chiar aici în coasta noastră? E al nostru. Cum să nu fie al nostru? Războiul ăsta e pe mai multe paliere. Este un război între izraelieni și, mă rog, Hamas, nu palestinieni, că acolo nu se bate cu palestinieni, Israel. Este un război din partea Israelului, după Hamasului. Din partea Hamasului este un asasinat în masă prelungit. Nu e un război ce face Hamas. Apoi este o confruntare pentru controlul zonei, pentru putere în zonă, între suniți și șiiți, da? Recte Iran, Shia, și sunis, fiind wahhabiții, Arabia Saudită, am început să obosesc, așa, hașemiții iordanieni și așa mai departe, Egiptul. Apoi este o confruntare între marile puteri, acolo, evident, Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, China, de partea cealaltă. Mai urcăm un palier. Este o confruntare între democrație și dictatură. De ce trebuie susținut Israelul? De ce noi, România? E bine că s-a dus Ciolacu acolo. Chiar dacă a amestecat talașul ăla pe care l-a amestecat acolo. E bine că s-a dus. De ce trebuie susținut Israelul? Pentru că Israelul este o democrație. Chiar și cu acești ultraortodoxi. Da? Chiar și cu ăștia. Acolo e totuși o democrație cu toate hibele. Ei, e o democrație unde au loc alegeri în care se schimbă guvernul, pică un prim-ministru, vine altul, poți să votezi, poți să... Este o democrație. În vreme ce, în jur pe acolo, ce este în toate țările alea, sunt false democrații. Sunt țări cu conducere autocrată, sunt dictaturi în toată regula, cum este Iranul, care este o teocrație sinistră și sângeroasă, așa, este Siria, care este iarăși o dictatură în toată regula, dar sunt Egipt. Egipt, teoretic, e democratică, teoretic, de fapt, este tot o autocrație. Regatul iordanian la fel, condus de regele Abdullah, care e o persoană bună, în regulă, dar nu e democrație acolo și așa mai departe. Deci noi Israelul este, reprezintă în primul rând democrația. Bătălia se dă acum, la nivel mondial, între aceste două forme de conviețuire a oamenilor. Că problema e cum stau mulți oameni la un loc. Dacă am fi cimpanzei, n-am avea grupuri mai mari de 100 și ceva de inși. La nivelul cimpanzeilor nu există verișorii noștri, nu există grupări mai mari. Vezi? Ei nu se grupează niciodată, nu o să vezi niciodată 1 milion de cimpanzei la un loc. În vreme ce oamenii s-au adunat cu milioanele. Dar chiar când au nevoie de asta. Au nevoie de asta, nu pot trăi decât așa. Și atunci se pune problema cum să conviețuiască milioane de indivizi ale unei acelea specii. Și ai două forme, conturate în mii de ani, dictatură sau democrație. Dictatură putând să însemne monarhie absolutistă, putând să însemne teocrație. Și toate formele astea sunt forme totalitare. Terorismul este ultima și forma extremă, cea mai exacerbată a totalitarismului, a dictaturii. Asta este terorismul. Acolo nu există nici cea mai mică umbră de a încerca să ai o părere proprie. Acolo e o structură ierarhizată total, unde execuți ceea ce se spune în celula ta de bază, uneori nici nu știi, pentru că sunt separate pentru a rezista mai bine la, eu știu, infiltrările inamice, sunt celulele alea sunt separate, tu nu știi de fapt cine e conducătorul, nu știi decât pe ăla superior imediat al tău, nimic altceva, nu ai big picture. Din ăia din Hamas, credeți că știau fotografia generală
și erau de gând să facă cum și mai departe la nivel care toate organele. Nu! Fiecare din celula lui știa că tu te duci acolo și omori pe aia din chibuțul Kfarez. Tu te duci la aia, nu știau cum se vor desfășura lucrurile în general. Deci aia este forma extremă a dictaturii. Și, finalmente, deci, între democrație și dictatură. Și aici o să spun un lucru neplăcut. Democrația nu e naturală. Democrația este o structură artificială, intelectuală, creată de niște intelectuali. E mult mai apropiată de natural dictatura. Nu respirăm pe democrație. Nu, pentru că animalele sunt organizate dictatorial. Acolo ai un mascul alfa care conduce grupul cu descendenții săi, exact, în structuri monarhice, și nu există niciun fel de democrație. Deci, această formă democrație a fost impusă de niște gânditori, de niște oameni, de un curent la nivelul elitelor și masele au trăit în democrație cât au trăit și acum au o perioadă de lehamite de democrație. Asta este, de fapt, problema principală. Li s-a urât cu binele și ar vrea niscai dictatură. Așa cred acum, că e bine să se întoarcă din nou. Avem un alt palier între raționalitate și iraționalitate. Dictatura este irațională. Toate formele astea și formele asociate, adică rasismul, șovinismul, antisemitismul, extremismul naționalist, toate astea ce au în comun? Sunt iraționale. Bazate pe frică? Da. Sunt iraționale. Iar și pe atitudinea turmei până la urmă. A turmei, exact, exact. Atitudinea turmei, profund irațională de a se duce într-o direcție, fără să gândească ce căutăm în partea aia, de fapt. În vreme ce democrația este mai nenaturală și mai rațională. Și de aceea mai greu de dus. Pentru că rațiunea nu este, nu găsim rațiune în natură. Rațiunea nu este decât în chilul ăsta și ceva de materie ce nu și... Cât este, da? Vorba lui Stephen Hawking, când cineva îi spunea într-un interviu, zice, și la urma urmei, domnule profesor, bine, Stephen Hawking vorbea de în poziția aia lui de jumătate de om, ieșind din calculator cu vocea sintetizată, dar creierul era intact, și ăsta îi spune, totuși, suntem pe pământ o specie, oamenii pe pământ trăiesc cu oamenii, o specie rațională la care Stephen Hawking și a spus, really? Adică chiar suntem o specie rațională? Deci, așa, iar în ultimă instanță, mai dau un nivel între om și animal. Dar asta e o alegere vreodată? Democrația înseamnă să fii mai om, dictatura înseamnă să cazi din nou spre nivelul de animal. Oamenii care trăiesc într-o dictatură sunt aidoma unor animale din grădina zoologică, care stau după gratii, să mișcă pe niște traiectorii de înainte stabilite și depind total de proprietarii grădinii zoologice care le dau de mâncare, apă și așa mai departe. Deci când întoarcem spatele acestor știri despre război, de fapt întoarcem spatele acestor alegeri între rațional și irațional, între ce ne privește și ce considerăm că nu ne privește, dar de fapt e parte din noi, fie că ne convine, fie că nu. Și asta se va întâmpla și cu noi, cu România. Depinde unde o să cădem. Unde vom ateriza. Unde vom ateriza. Să încheiem totuși cu un gând luminos, sau măcar cu pretextul unui gând luminos. Ne vom întâlni și data viitoare, într-o zi pe care nu o știm încă, așa cum spuneam, să lăsăm viața să decidă, dar la aceeași oră, ora 8, și pe același canal de YouTube. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la sfârșit, vă mulțumim că ați fost cu noi la prima ediție live cap la cap. Cine o fi rezistat. Cine o fi rezistat. Dacă am rezistat noi, ori mai fi rezistat câțiva pe lângă noi. Toate cele bune vă dorim, o seară frumoasă!